găsit la o nouă emisiune din Viața Romilor. Pentru că ne aflăm în preajma Zilei Naționale a Culturii, astăzi vă propunem o ediție specială dedicată literaturii rome contemporane. În platoul nostru vin Delia Grigore, alături de Emil Iulian Sude și Viorel Gongu, scriitori romi cu o evoluție publicistică surprinzătoare. Vorbim cu invitații noștri despre contribuția creatorilor romi la literatura contemporană, precum și despre promovarea prozei și poeziei rome. Evocăm totodată evenimentele care sporesc vizibilitatea noii generații de autori romi. De asemenea, vă vom prezenta ce presupune adoptarea proiectului legislativ propus de Asociația Partidei Romilor în Parlamentul României, dar și măsurile prin care este instituită în calendarul național Ziua Limbii Romani. Rămâneți alături de noi, începe o nouă ediție din Viața Romilor! Bună dimineața, dragi prieteni, bine v-am găsit, la mulți ani vă spun, pentru că anul acesta nu ne-am văzut, la mulți ani, să aveți un an excepțional, vă doresc, din toate punctele de vedere și dați-mi voie să fiu bucuros pentru că astăzi vom discuta cu oameni care creează, cu artiști. Voi începe cu câteva versuri, dacă îmi dați voie, că nu se face așa cu una, cu două, poetul, poet, se naște ăla care duce o ardere și nu știe de ce, se combină cu o frumusețe de floare și se rostogolește dezbrăcat prin câmpul de maci, atât cât poate să se lipească ceva de el. Când nu mai ține să citească, îl lași să scrie și ce-l mai ții câteodată în bătaia soarelui să se minuneze. E mai lungă poezia, sunt câteva versuri scrise de poetul Emil Iulian Sude, pe care vi-l recomand din tot sufletul, îl găsiți și pe Facebook, Emil Iulian Sude, de altfel este și invitat aici, dar nu-l voi saluta pe dumnealui primul, ci pe doamna Delia Grigore, sărut mâna doamna Delia Grigore, etnolog, profesor de limba romanii, scriitor și poet. Mă bucur tare mult că ați venit, doamna Delia Grigore. Miștoara clemtu, bachtalone bobăr, și s-a stimasa taizorasa pe nauvime, sau renge, vie gajenge, vie romenge, mai bute romenge, sarte pe nau. Am spus și eu câteva urări scurte de noul an să aducă noroc, sănătate și putere atât romilor cât și românilor și tuturor din jurul nostru, pentru că nici eu nu v-am văzut în anul acesta și mă bucur mult, Sorin, că m-a invitat, pentru că este anul nostru, anul centenarului mișcării romilor din România. Se împlinesc 100 de ani anul acesta, pe 27 aprilie, de când a început mișcarea romilor din România, și tot anul sper să avem ocazia să vorbim despre acest subiect. Anul centenarului romilor, e vorba despre adunarea de la Ibaș-Falău, actualul Dumbrăven de lângă Sibiu, din 1919. Așadar, suntem într-un an centenar al romilor, cum bine spune doamna Delia Grigore. Trecem la domnul Emil Iulian Sude. Bun venit, domnule Sude. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit și la mulți ani. La mulți ani. Și domnul Viorel Gongu, de asemenea un poet excepțional pe care vi-l recomand, și vom vorbi despre creațiile acestor oameni. Bun venit, domnule Viorel Gongu. Mulțumesc frumos. Mă bucur tare mult. Sunteți pentru prima dată, domnul Sude și domnul Gongu, la noi în emisiune și mă bucur tare mult pentru că de ceva vreme vă urmăresc creațiile, ne-am împrietenit pe Facebook. Facebook-ul ăsta este foarte bun, câteodată te face să cunoști lumea și să te împrietenești cu oameni excepțional, și mă bucur tare mult că sunteți prezenți. Doamna Delia Grigore, anul 2018, sfârșitul de an, a însemnat, a fost o încununare pentru cultura romă, a apărut o serie de cărți publicate sub auspiciile Centrului Romilor Amare Romența, pe care îl coordonați, și de asemenea sub auspiciile Centrului Național de Cultură a Romilor, au fost lansate în ultima parte a anului numai puțin de șapte autori romi. Ce spune acest lucru din punctul nostru de vedere? E o bucurie fantastică. Ne-am bucurat cu toții că atât Centrul Național de Cultură a Romilor, Romano Cher, care de obicei ne încântă cu creație atât în scris cât și vizuală, expoziții de artă plastică, albume de artă, iată, una din aceste cărți a fost și un album de artă al pictorului Eugen Raportoru, dar toate cărțile pe care le-au scos, atât volumul colectiv Zuma Vimata, cât și volumele de autor pe care sigur că ni le vei prezenta, și unii dintre acești autori se află aici lângă noi,
Ne-am alăturat și noi, Centrul Românilor Amare Romența, cu o cărticică, o idee care ne-a venit anul trecut. Sunteți mărâți că spuneți o cărticică? Este o mică antologie chiar. Ne-am bucurat pentru această cărticică. Ideea ne-a venit când am văzut că Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României are un program de editare carte și am spus că ar fi bine să adunăm autorii romi, scriitorii romi și, într-adevăr, mica antologie Romane Dichimata, perspective rome, culegere de creație literară romanii, care a apărut, într-adevăr, s-a lansat la sfârșitul anului trecut sub auspiciile Zilei UNESCO a Limbii Romanii din 5 noiembrie. Aceasta a adunat 16 scriitori. Prin numărul de scriitori și prin importanța lor, este o carte frumoasă. Ea este mică ca și dimensiuni, dar... Haideți să vă și arăt, iată așa arată are... Romane Dichimata, perspective rome, culegere de creație literară romanii, apărută sub auspiciile Centrului Amare Romența, editura Amare Romența, iată așa arată cartea, am eu acolo un semn, faceți abstracție de semn. Vă rog, continuați. Are ceva special pentru că adună cam toți autorii sau cei mai importanți scriitori romi din România contemporană, de la cei vechi consacrați care scriu în limba romanii, cum ar fi Luminița Cioabă, singurul scriitor rom, membru al Uniunii Scriitorilor, și Valerii Căstănescu, un autor rom aflat la o vârstă de peste 70 de ani, care a scris și roman și poezie, și aici vine cu o foarte interesantă abordare a Bibliei din perspectivă poetică, până la autorii de debut și tineri și mai puțin tineri, foarte interesanți, aș spune, Nora Costache, Alexandru Zamfir, iată oameni care lucrează în învățământ. Alexandru este colaboratorul secției de limba România a Universității din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, iar Nora Costache este consilier la Centrul Național de Cultura Romilor. Iată doi oameni care debutează. Sunt preocupați și sunt de foarte interesanți, scriu foarte frumos, după părerea mea. Și bineînțeles toți ceilalți, între care și se află și invitații tăi de astăzi, Emil Iulian Sude și Viorel Gongu, doi autori printre cei prolifici de limbă română, autor rom de limbă română, cu cărți numeroase, trei cărți, Emil și Viorel, 8 cărți de autor. Sigur că am îndrăznit să mă includ și eu printre autori cu câteva poezii. Eu n-am publicat decât în volum colectiv, este al doilea volum colectiv în care public, dar m-am bucurat totuși că am reușit să public și în Germania. Anul trecut mi-au apărut câteva poezii într-o culegere apărută în Germania, o culegere de autori romi și sinti din întreaga Europa. Le-au plăcut realizatorilor acestei culegeri și creațiile mele modeste și au spus să le traducă în germană și le-au publicat acolo. M-am mai bucurat, așa că acum câțiva ani am luat și un premiu, premiu 2 de poezie la Lanceano, la Festivalul Internațional de Creație Romă, organizat de Amarotem, de organizația lui Santino Spinelli, mare muzician, poet și profesor universitar din Italia. Deci mai multe feluri de scriitori, unii cu multe cărți, alții cu mai puține, alții cu apariții de debut, dar foarte interesant, toți au lucrat cu mare suflet. S-a lucrat în cadrul unor ateliere de creație. Asta a fost ceva original, interesant. S-au propus niște teme de discuție. Cenaclul literar, pe care încă nu l-am denumit oficial, a fost un cenaclu legat de această carte, Romane Dichimata, și acesta continuă. Deci am avut întâlnire de cenaclu și după ce cartea s-a publicat și vom continua și anul acesta. Vrem să ne dezvoltăm cu acest cenaclu literar, colegii mei. Este o idee care mi se pare foarte bună. Din cenaclu suntem toți trei aici, și Viorel și Emil, știu că și sunt de acord să facem acest cenaclu să continue. Gazda este Amare Romența în continuare și măcar o dată pe lună dorim să ne întâlnim, să ne facem și un statut al cenaclului. Poate va deveni mai mult de atât, să scoată o revistă online, de ce nu-mi vine ideea acum în discuție, și oricum credem că măcar încă o carte susținută poate
tot de departamentul pentru relații interetnice sau de altă sursă de finanțare, dacă nu o să fie măcar electronică forma, vrem să facem. Și toți autorii, absolut toți, atât cei consacrați cu cărți multe, prolifici și foarte bine situați deja în peisajul literar românesc, cât și cei de debut, toți au lucrat pro bono. Asta e o treabă foarte interesantă, m-am bucurat tare mult. Niciunul n-a avut nici cea mai mică tresărire când au aflat că lucrează pro bono, pentru că așa este structura proiectului, se publică doar cartea și, bineînțeles, există și pentru lansare ceva protocol, dar nu există drept de autor. Și inclusiv tu, Sorin, unul din autorii cărții, de asemenea poet, și toți ceilalți au spus: nicio problemă, nu avem nevoie de drept de autor, suntem alături de voi, facem această carte în regim de gratuitate. Absolut. Ceea ce e superb, adică mi se pare fantastic. Iată că, dincolo de materialitate, de drepturi de autor, de tot ceea ce, sigur, pe toți ne frământă, da, când e vorba să ne adunăm să facem ceva frumos, facem pentru cauza literaturii romilor. O cauză extrem de nobilă și mi se pare foarte relevant felul în care începeți cuvântul înainte la această antologie. Literatura scriitorilor romi este cea mai înaltă formă de activism pentru limba romanii și pentru spiritul rom. Sunt absolut de acord. Sigur, acum, și pentru că nu-mi place mie foarte mult partea asta mai politică a lucrurilor, dar ele sunt legate, fără politică nu se poate, însă, într-adevăr, literatura este cea mai înaltă formă de activism, iar dumneavoastră, domnilor, sunteți doi dintre activiștii fervenți și extrem de prolifici ai literaturii romilor. Și aici vreau să vă întreb, de când dumneavoastră vă revendicați ca fiind de etnie romă și scriitor de etnie romă eventual, dacă nu greșesc? Domnul Sude, sunteți la a treia carte publicată. Sângele nu minte niciodată. Nu poți spune că ești altfel dacă ești altfel. Revendicarea este din însăși nașterea mea. Nu poți să fii, repet, altfel. Mi se pare fantastic ceea ce spuneți și cu toate astea continuați să scrieți sau a scris numai în limba română, nu și în limba romanii, nefiind vorbitor de limba romanii. Nefiind vorbitor de limba romanii, nu am reușit să scriu poezie în limba romanii. Dar asta nu înseamnă că nu am voință să învăț și să revin la ceea ce sunt aspectul limbii. Și de altfel asta nici măcar nu este o problemă. Până la urmă, aceasta este chiar nu este o problemă, faptul că vorbiți sau nu limba romanii, mai ales că ziceți: dom'le, sângele nu poate minți, eu sunt ceea ce sunt, iată și o formulă biblică în ultimă instanță. Acesta este volumul pe care Emil Iulian Sude l-a lansat la sfârșitul anului 2018, se numește Povești. Este o carte apărută sub auspiciile Centrului Național de Cultură a Romilor, care merită toate felicitările și care a lansat toate aceste 7 cărți și pe domnul Gongu și pe alții poeți despre care vom mai aminti aici în emisiune. Toate aceste cărți sunt distribuite gratuit din nevoia de răspândire a cuvântului scris în rândul romilor și de aceea spun acest lucru pentru că puteți solicita aceste cărți la Centrul Național de Cultură a Romilor. Domnul Gongu, aceeași întrebare pe care am adresat-o ceva mai devreme domnului Sude și vă întreb pentru că în această carte, Meandre subiective, care de asemenea e publicată sub auspiciile Centrului Național de Cultură a Romilor, o carte autobiografică, nu? Chiar dacă ați schimbat personajele. E subiectivă. E subiectivă. Aveți acolo o întrebare, la un moment dat, interesantă, care seamănă cu o întrebare pe care a menționat-o Nicolae Gheorghe, marele activist rom, fondator mișcării romilor din România și un activist de detalii internațională. El spunea că cineva l-a întrebat: mă, de ce ești tu țigan, pe când era ofițer? Noi astăzi ziceți că cineva vă tot întreba, inclusiv bunica la un moment dat, dacă nu mă șer, ce ești tu, român sau țigan? Și noi astăzi a zis: sunt țigan, mamaie sau babă, cum i-a zis. Da, babă. De când această, sau, pentru că vă întreb cu atât mai mult cu cât ați avut tot felul de funcții, ați fost ofițer activ, ați fost primar, viceprimar, fermier, contabil, ați trecut așa tractorist, paznic, vânzător, merceolog, planificator, statistician. Prin foarte multe, mă gândesc, adică ați avut foarte multe vieți, niciun actor nu poate avea atâtea roluri, câte viața, câte roluri. Ce se întâmplă? Asta.
Din punctul meu de vedere, viața, dacă atunci când ajungi în câmpia muncii, rămâi acolo până te pensionezi, ești mort. Pentru mine viața înseamnă o electrocardiogramă. Uite așa, dacă ajung în același loc și duc o viață eternă, am murit. E motivul pentru care v-ați și apucat de scris, probabil. De scris, scriu de foarte mic. Adică, cred că eram în clasa 4-a, 5-a când am început să scriu, dar aveam antecedente în familie. Deci recidiva se justifică. Și tata a scris, și unchiul a scris. Bun, că n-au publicat, asta este. Privitor la ceea ce zicea Baba Șerbana cu țiganul, când mergeam la Țăndărei, unde este o parte a neamului meu, cealaltă parte vine de la Călăraș, tot din țigani, sau romi, cum vă place sau ne place. Am văzut că nu prea sunteți de acord cu termenul român în antologia realizată de Amare Romeț. Nu mă deranjează. Le-ați acceptat să vă schimbe cuvântul țigan cu rom, dar nu credeți în validitatea termenului de rom. Da. E un mod de a spune. Până la urmă, la conținut trebuie să te referi, nu la formă. Absolut. Bun. Așa se poartă. Nu mă deranjează să spun chestia asta. Pentru că suntem la finalul primei părți a discuției noastre, o să rog pe Emil Iulian Sude, dacă se gândește așa rapid, să ne citească câteva versuri pentru a vedea, dragi prieteni, forța pe care aparenta timiditate în viața de toate zilele o are atunci când ea se simte în elementul ei. Că de-aia mă și întreb de multe ori, care este omul adevărat? Ăsta pe care îl vedem noi, care are relațiile sociale, sau cel care scrie poezia, jurnalul și așa mai departe, omul acela interior care, iată, se manifestă uneori cu o forță fantastică. Vă spun acesta pentru că am văzut forța lui Emilian Sude la lansarea de carte care s-a făcut la sfârșitul anului trecut și am rămas, credeți-mă, cutremurat într-un mod, la modul cel mai plăcut, vă rog să luați acest cuvânt. Emil Iulian Sude. Mulțumesc. Au ispitit un cuvânt la întâmplare. În litere au scormonit să vină la ei bogăția și puterea lumilor celorlalte. Le-au numit numărându-le, le-au numărat lumindu-le. Cea mai credibilă ispită se pune în gura celui mai mare înțelept. Pe cel mic din rândul oamenilor niciun om nu-l crede de curat. Unde ar sta mai bine o minciună? Numai gura înțeleptului nu doare altă gură. Cuvântul care nu era nici sacru, nici profan nu era, și au zis să scruteze prin el cu mintea și cu sufletul, să-l vadă în toată splendoarea și în toată micimea lui. Nenumărate haine împărătești avea acel oarecare cuvânt, nenumărate lumi și înțelesuri bogate și sărace li s-au arătat că fiecare ispititor, în puterea fiecărui ispititor, au crezut de cuviință să scruteze și mai adânc pentru toate câte vor fi ultime înfățișări arătate. Au descomat, au scormonit, până când interiorul acelui cuvânt era exteriorul celor care au ispitit ce nu e voie să ispitești. Toate cele care mai erau nedescoperite au rămas nemișcate. Nici rău, nici bine, nici sacru, nici profan erau în lumile și înțelesurile acele. Mulțumesc! Revenim după pauză, dragi prieteni, rămâneți alături de noi pentru că sunt lucruri foarte interesante pe care le veți afla. Nu plecați, discuția continuă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Am revenit, dragi prieteni, vorbim cu scriitori de etnie romă, da, ați auzit bine, scriitori și poeți de etnie romă, de expresie română sau de expresie romanii, ei sunt scriitori care se revendică de la această etnie interesantă, misterioasă uneori, dar credeți-mă, profundă în tot tumultul acela al vieții interioare existente în această etnie. Ceva mai devreme am încheiat prima parte a emisiunii noastre, a discuției noastre cu o poezie scrisă și recitată de Emil Iulian Sude. Un om de o forță extraordinară, dacă îi citești poeziile din această carte, Povești se cheamă, editată de Centrul Național de Cultură a Romilor la sfârșitul anului trecut, într-un context mai larg.
Și ai rămâne un pic contrariat pentru că aparent Emil Iulian Sude este un om timid și nu o spun, o spun așa ca o, că tot discutăm Emil. Mi se pare interesant că interlocutorii mei din acest platou sunt din medii diferite. Domnul Gongu spunea ceva mai devreme că a avut multe. A fost ofițer activ, a fost primar, viceprimar, a lucrat în zona finanțelor, fermier, tractorist, a acoperit așa o arie largă. Emil Iulian Sude, cu ce se ocupă în viața de toate zilele omul Emil Iulian Sude? Lucrez ca paznic, ca agent de pază la o școală în București. De acolo și numele acelui, cât era, al doilea sau primul? Deci manuscrisul lui Paznic de noapte. Paznic de noapte, nu? Da. De acolo titlul? Carte nepublicată, la nivel de manuscris. Și omul Emil Iulian Sude, agentul de pază, dar de fapt nu agentul de pază, poetul Emil Iulian Sude este la a treia carte publicată. Da. Da? Una dintre ele fiind, care sunt celelalte? Deci este Povești. Scărarul prin bunăvoința direcției nouă. Numai puțin, să o arătăm către cameră și... Publicată prin bunăvoința direcției nouă. Așa. Susținută financiar și... Chiar nu. Chiar nu. Un concurs de manuscrise, sintagme literare, unde mi-au fost publicat 100 de volume. 100 de volume? Da. Au fost publicate... Fiecare carte, da. Fiecare carte este altceva. Ca stil, ca dinamică, ca, ca abordare, viziune, ca abordare. Și da, de unde poetul Emil Iulian Sude, de unde inspirația, de unde... sigur că e timp destul acolo în cele 8, 9, 10 ore de petrecut la postul respectiv, când practic nu ai activitate fizică prea multă, mă gândesc, și atunci încep să vină gândurile. Dar care sunt sursele de inspirație? Fiecare dintre noi avem un motor, o formă energetică, pe care o acceptăm sau nu o acceptăm. Gândurile, cele ce vin, plus ceea ce ești tu ca om, acel impact reprezintă însăși nuanța poeziei. Însăși nuanța creativității. A vorbit despre poezie. E un lucru foarte, să zic, extrem de complex. Poezia pentru se că, citește, se pentru că suntem înconjurați de poezie. Poezia nu se face din cuvinte. Cuvintele delimitează sau limitează mai corect. Asta e părerea mea. Ele sunt doar... Purtătoare. Textul este un text al poeziei. Un text, pentru că poezia este ceva de necuprins. Este o diferență. Domnul Gongu, v-ați pregătit acolo? Văd, aveți câteva versuri. Da, înainte să... Dumneavoastră ați scris multe cărți. Da, în total sunt 8. Azi dimineață am inventariat mental și mi-a ieșit 7, dar când am ajuns aici mi-am dat seama că mai e una, dar pe aia am uitat-o acasă. Asta e. Nu le aveți la dumneavoastră pe toate? 7 din 8 le am la mine. Așa, să mi le arătați. Vi le arăt. Înainte de asta vreau să reiau un pic ce spunea Emil și anume am să fac o referire generică. Actul de creație, indiferent de forma de manifestare a creatorului, are un singur scop, de a stârni emoții, pozitive sau negative. Nu e musai ca ceea ce am simțit eu când am scris ceva, să simți și tu. Corect, dar dacă am reușit să te fac să te oprești o clipă, vorba cuiva, oprește de clipă, atunci scopul meu a fost atins. Nici nu contează dacă am reușit să te emoționez. Într-un fel sau altul, când prin ce am scris eu, înseamnă că... Deci căutați emoționalul în ceea ce scrieți. Orice e emoțional în viață. Orice, din punctul meu de vedere. Și pentru că Emil a citit o poezie și pentru că vorbim despre romi, unul din instrumentele muzicale pe care îl folosim este vioara. Puțin dintre noi știu că vestitele viori, Stradivari, da, și guarnierii sunt confecționate din lemn recoltat din România. Lângă
Târgu Mureș, există o vale care se numește Valea Italienilor, iar aceste viori sunt confecționate din paltin creț și din molid. Ei se recoltează într-o singură noapte din an, în funcție de pătrarul lunii, iarna. Atunci când este lemnul cel mai rezonant. Are și, o anume rezonanță astrală. Și nu oricine știe să aleagă acest lemn. Pentru cei care, lutierii, care recoltau acest lemn, am scris o poezie care se numește Noaptea lutierilor. Vă rog. Noaptea lutierilor. Doar când dumnezeirea se prefiră, pe după luna ruptă în jumătate și îngeri albi prin ger îngână în liră chemarea nopții unice din toate, cărările pierdute în frunza arsă se reîntrupează tandru goarnierii, cu ochii ațintiți spre valea toarsă, spre care urcă în grupuri lutierii, împărtășiți, lăuți, fără lăute, purtând la cingătoare doar o bardă, ei urcă în valea care petăcute le face în piepturi inima să ardă, fluturi de lemn își caută perechea, cu treceri ca în joc din coajă în coajă, când lutierii își mângâie urechea, pândind secunda ruperii din vrajă, sub ochiul luminând pe jumătate, în paltinul bărbos, o fluturare ajunge la ureche, pe înfundate, când mâna, barda ia din cingătoare, se apleacă, se oprește jocul magic dintre fluturi, captivi rămân în cercuri neatinse, noaptea înjiră cețurile în ciucuri, când lutieri bătrâni, cu gene ninse, se apleacă în genunchi și se închină la trunchiul doborât. Ce se înfioară și Dumnezeu le iartă această vină, când lumea se va naște o vioară. Foarte frumos și dacă nu mă înșel și de obicei exprim aceste lucruri și na, am simțit și la noastră o emoție acum. Da. Evidentă, de fapt. Este un volum de versuri acesta, da? Din care ne-ați da. Citit. Volumul se numește Noaptea lutierilor. Iată, în ordinea apariției, da? Deci aveți aici și proză. Și poezie, da? Toată lumea știa că Viorel Gungu scrie poezie și, surprinzător, am debutat cu un roman care se numește Bilete de loterie. Bilete de loterie, iată un volum de... Fotografia de pe copertă a actualei mele soții când avea 33 de ani. Vârsta răstignirii lui Isus, a morții lui Danton, a lui Bălcescu și așa mai departe. Și multe alte rezonanțe ale în acest volum am fost o femeie care și-a ținut un jurnal și arunc mănușa femeilor de la 40 de ani să-și răspundă la niște întrebări în solitudine. Interesantă această transpunere în sufletul femeii. Și în poezie. Scriu de multe ori ca o femeie, pentru că... De exemplu și Noaptea lutierilor aici găsim, în acest volum găsim. Sigur că da. Poezie, da? Femei poeți recunoscuți pe plan mondial sunt mult mai puține decât bărbați. Și atunci mi s-a părut o impietate ca ele să nu fie cunoscute. Cămașa de noapte, un alt... Acela este un volum de proze scurte, în care, tot așa, arunc provocări. Ultimul trandafir. Este un volum de poezie cu schemă fixă. Dacă observați pe copertă, este un fluture cu ghiare de vulturi. Care simbolizează... Mă rog, poate simboliza orice. Da. Azi joc cu albele, iată, iarăși un alt mulți mi-au spus, băi, poezie albă, de ce nu scrii? S-a jucat cu albele, și atunci am spus, iată, astăzi joc cu albele. Și a spus și zarurile, foarte, foarte interesant, vă menegeriați cum trebuie lucrările. Cătușe de iarbă bănuiesc că e poezie și aici. Da, iată, sunt poezii, tot poezii cu schemă fixă și poezii în model japonez. Cătușe de iarbă... e o carte de suflet a mea. A mai apărut după ea un volum care se numește Spre China din Mogoșoaia. Este un volum... A, da, știu că titlul am citit și eu și mi-a plăcut foarte mult titlul. Este un volum la care am muncit 3 luni, cam 12 ore pe zi. Cam cât marele zid chinezesc, că tot vorbim de China. Marele zid chinezesc, dacă l-ați vedea, veți rămâne dezamăgit.
Da. Pentru că are zone în care este prăbușit total, zone care, în care construi numai din nuiele. Timpul sigur. Da. Numai că primul împărat a fost cel care a reunit toate fragmentele de zid făcute de cei pe care i-a cucerit el ca să ferească marele lui popor. Să se protejeze de invazii. Da, de invazii. Și cea mai recentă carte a apărut subiectivă, cumva, pentru că este volum autobiografic, primul volum, a zis, nu? Da. Din meandre subiective. Aceasta este editată la Centrul de Cultura Romilor. Aceste cărți se află în celelalte, se află prin librării pe undeva? Emil Iulian, sunt de... Eu am avut două tentative și m-am lipsit, pentru că ce se întâmplă? Când te duci cu o carte la o librărie, carte care, să zicem, pe tine te-a costat 10 lei la poarta tipografiei și vrei să o vinzi cu 11 lei, măcar să câștigi un leu simbolic. Nu e profitabil, da? Pentru librar. Librarul o va pune în raf cu 35 de lei și nu se vinde. Și după două săptămâni spune, dragule, nu s-a vândut nimic. Pentru că el vrea să câștige și noastră, vă publicați cărțile din bani personal sau eu, da. Găsiți pe acolo, pe acolo. Finanță. Sunt concursuri literare pe care poți să le accesezi. Sunt literare la edituri de manuscrise. În ce tiraj, de exemplu, care vă plătiți publicarea cărții, cam în ce tiraj scoateți așa? 102, dar am scos și o a doua sau a treia ediție. Ediție tot așa, din câte 100, asta e unitatea de măsură. Doamna Delia Grigore, scrieți niște poezii superbe. Spun cu toată inima, le-am citit, le-am... De unde? Care sunt sursele de inspirație? Am înțeles, fondul etnologic, fondul sufletesc, de fapt, că să nu vorbesc cuvinte mari, al romilor, în general, pe zona asta am văzut că mergeți, cu o anume undă de tristețe, cu o anume undă de speranță care reiese din această tristețe. Când aveți timp să mai și scrieți, pe lângă profesor, etnolog, activist fervent de mulți ani pentru drepturile romilor? Îndrăznesc să mă alătur și eu colegilor mei și ție, inclusiv ca scriitor, și să definez și eu poezia. Poezia este o relație de iubire între autor și cititor. Nu scrii pentru tine. Dacă ai scrie pentru tine, ai ține în sertar. Scrii pentru că vrei ca cineva în care crezi să te audă și să te înțeleagă, chiar dacă înțelege cu totul altceva decât ai vrut tu să scrii, ceea ce e foarte bine. Cum spunea Umberto Eco, opera, în momentul în care este scrisă, devine o operă deschisă la interpretarea cititorului. Și, sigur, e subiectivă, și interpretarea ține de fondul sufletesc al fiecăruia. Și etosul rom este cel pe care îl regăsim ca o relație de iubire între scriitorul rom și romanii pen. Aceasta este sursa mea de inspirație, pentru că eu, deși nu sunt vorbitoare de limba romanii, eu am scris întotdeauna în limba romanii poezie. Și apoi direct, am tradus-o în română, nu? Știind limba, cunoscând, învățând bine limba romanii, și apoi am tradus-o în română. Ceea ce pare surprinzător, nu pentru un autor nevorbitor nativ de romanii, dar rom. O romano divano, iscafidia înzardi pe late, deșudui tahtaia perde camesa, perde cionutesa. Avilo o vaht, ol pure aven iec poiec e baresche muienza. Ol pure avile sau ore andiec tan e agache vastenza. Avilo o vaht, puci tut. Ghi vai godi. Ol tahtaia ca penena menge. Naho havau mandade. O ghi de la menge zor. I godi de la menge zora. Ol deșudui pure si mai ternea ghes de sariș. Sicav mangedade, avilo o vaht, o ghila godiaco, i godila ghiesco, avilo o vaht, n-a mai rovas. A venit vremea să nu mai plângem, aș traduce doar ultimul vers, răsând surpriza și dorința cititorilor să citească traducerea în carte. Cred că a venit vremea să nu mai plângem, noi romii să scriem pentru romanii pen și pentru iubirea de cititorii noștri romi și nerom. E foarte frumos și eu să vă respect dorința de a-i lăsa pe prietenii noștri să fie curioși și să caute această carte la Centrul Amare Romența, Romane Dichimata, perspective rome, culegere de creație literară
Romanii. Este momentul în care emoțiile încep să fie din ce în ce mai mari. Din păcate, suntem spre finalul emisiunii și a discuției noastre, pentru care vă mulțumesc. De ce spun că emoțiile sunt din ce în ce mai mari? De fapt, nu că sunt emoții mari, ci că încep să umple această masă, acest spațiu și să ne... Cel puțin pe mine, eu sunt foarte emoțional și mă las ușor cuprins de... E normal când ești actor. Pătruns de aceste emoții. Dați-mi voie, dragi prieteni, să vă mai arăt câteva cărți. Din păcate nu le am pe toate cele care au fost lansate la sfârșitul anului 2018 de Centrul Național de Cultura Romilor, dar le voi menționa. Este vorba despre Luminița Cioabă, nu? Nu mai știu exact. Balade populare Romaia, balade rome, scrise în limba romanii, culese din etosul rom și traduse în limba adaptate, traduse și adaptate în limba română. De asemenea, Vasile Ionescu, vă rog să mă ajutați un pic cu titlul. O carte de filozofie politică, Roma. Ceva cu Pachiv Taisolah, filozofia politică a romilor, care apar acolo eseuri din zona politico-socială a romilor. Daniel Samuel Petrilă, am strigat-o pe mama de la capătul pământului. Aceasta este cartea. Daniel Samuel Petrilă este un autor tânăr și din ce în ce mai prolific, cu o poezie interesant. La lansare a spus: doamne, mulți oameni spun că nu-mi înțeleg poezia, pentru că e foarte interesant, e o lume foarte complexă acolo în poezia lui. De asemenea, Mircea Lăcătuș, Geometria secretă a sufletului. Mircea Lăcătuș este un sculptor, artist plastic, în momentul de față este undeva în Statele Unite, e plecat de multă vreme din România și are, le-aș numi așa, o carte de memorii, o poezie caldă, o poezie de suflet în acest volum publicat, iată, de Centrul Național de Cultură. Și cu voia dumneavoastră mă laud și eu, că dacă nu te laud singur, câteodată nu te laud de nimeni. De fapt, nu e vorba de asta, glumesc, sigur că da, dar mă bucur tare mult că mi-a apărut și mie al doilea volum publicat sub auspiciile Centrului Național de Cultură a Romilor, al doilea volum de poezie, Sete de rotundul vremii, gânduri din caietul galben, și n-am să vorbesc despre această carte. Vă invit să le solicitați la Centrul Național de Cultură a Romilor, toate aceste cărți. Credeți-mă, aveți ce citi și sufletul romilor este unul foarte profund, tumultuos, și găsește acolo surse de inspirație extraordinară. Vă mulțumesc, suntem la final. Aș vrea să vă mai las să ne mai povestiți, să mai dar suntem la final emisiunii. Cum zicea Emil Iulian Sude, cuvântul câteodată limitează, noi suntem limitați de timp, dar aș vrea să vă mai invit și m-aș bucura tare să mai veniți și cu altă ocazie să mai povestim, pentru că iată, așa cum spunea doamna Delia Grigore, literatura romilor este cea mai înaltă formă de activism pentru sufletul romilor. Dragi prieteni, rămâneți în continuare alături de noi la emisiunile noastre, aveți ce vedea, puteți să-i cunoașteți pe romi așa cum sunt ei cu adevărat. Rămâneți cu noi, rămâneți cu bine, ne vedem la următoarea emisiune. Rămâneți alături de noi, vă aducem informații proaspete despre un nou proiect legislativ important pentru minoritatea romă, recent promulgat de către Parlament. Revenim în câteva momente. Importantă pentru minoritatea romă din România. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind instituirea Zilei Limbii Romanii. Aceasta va fi marcată în fiecare an pe data de 16 iunie. Gestul liderului de la Cotroceni vine după ce proiectul de lege promovat de Asociația Partida Romilor Pro Europa a fost adoptat de Camera Deputaților și de Senat. Decizia reprezintă o recunoaștere a istoriei complexe a limbii romanii, dar și a minorității rome pe teritoriul statului român. Limba romanie este o limbă străveche. Datează din timpuri post-sanscritice. Face parte din grupul indic, ramura indo-ariană a limbilor indo-europeană. Limba romanii este similară cu alte limbi vorbite în nordul Indiei, în special cu limba vorbită în ținutul Punjab. Este o limbă vorbită de 6 milioane de vorbitori, utilizată pe toate continentele,
iar în țara noastră găsim cea mai densă populație de etnie romă, vorbitoare de limbă romani. În România regăsim 325.000 de vorbitori de limbă romani. Totodată vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, potrivit datelor Ministerului Educației, în sistemul de educație regăsim astăzi 230.000 de elevi cu identitate romă asumată, dintre care 30.000 studiază limba romani. Începând din acest an, se vor organiza evenimente culturale menite să celebreze Ziua Limbii Romanii. În localitățile în care trăiesc comunități de romi, acțiunile de acest fel vor fi sprijinite financiar și logistic de către autoritățile centrale și locale. Legea stipulează și faptul că televiziunea și radioul de stat pot include în programele lor emisiuni dedicate acestei sărbători. De asemenea, ziua de 16 iunie va fi marcată prin acțiuni organizate în instituțiile în care se predă limba romanii ca limbă maternă. În urma votului din Parlamentul României, măsura legislativă promovată de Asociația Partida Romilor Pro Europa a fost adoptată cu un număr de 190 de voturi pentru, 2 abțineri și un vot negativ. În numele grupului parlamentar al minorităților, în numele Asociației Partida Romilor pe care o reprezint în Parlamentul României și în numele minorității romilor, vreau să mulțumesc tuturor colegilor care și-au exprimat votul azi favorabil acestei inițiative legislative. Stimați colegi, în an centenar, în numele minorității romilor, vreau să vă mulțumesc pentru acest gest de demnitate și spun cu tărie că minoritatea romilor are nevoie de demnitate, are nevoie de întărirea stimei de sine. Aceasta nu este singura ocazie de sărbătoare pentru romii din țară. Legea 66 din anul 2006 stabilește data Zilei Etniei Romilor din România pe 8 aprilie, proiect legislativ promovat de liderul Asociației Partida Romilor Pro Europa, Nicolae Păun. De asemenea, conform legii 28 din anul 2011, pe 20 februarie este comemorată dezrobirea romilor. Misiunea din viața romilor premiază excelența. La inițiativa Partidei Romilor Pro Europa și a președintelui Asociației Nicolae Păun, dorim să-i facem cunoscuți pe toți cei care ne demonstrează ambiție și performanță. Dacă ești tânăr, talentat, cu rezultate excepționale, indiferent de vocație sau de domeniul de activitate, așteptăm mesajul tău pe pagina de Facebook a emisiunii sau pe adresa de e-mail a redacției. Te premiem pentru reușitele tale și îți promovăm calitățile! Au nadara, nadara, că soie la țârdă ea nadara. Nadara, nadara, că soie la țârdă ea. Au nadara, nadara, că soie la țârdă ea nadara. Au nadara, nadara, că soie la țârdă ea. Au tu ca mesme, ca mau, palatul de te avau, te avau. Au șucar și